Despre educație. Păi bă, noi avem gândul la vacanță, care și zice cântecul, ce mică e vacanța mare. Bun, presiunea e pe părinți, știți de ce? Într-un an nu arată bacul cum arată anul următor. Evaluarea națională nici mai știi dacă mai e valabilă, cât va mai fi valabilă, etc. Datoria noastră la televizor este să vă informăm și, nu-i așa, să facem ceea ce nu face nimeni, car iarna și sanie vara. Aha, bună dimineața, Adina! Bună dimineața, Dani, bună dimineața tuturor! Mijlocul verii, toiul vacanței, după ce că e cald, ne mai încingem și noi la discuție, pentru că avem ce dezbate. De astăzi avem două legi ale educației propuse de Ministerul Educației, vedem ce modificări vor fi aduse. Discutăm cu domnul profesor Marcel Bartic despre ele, vorbeam și anul trecut despre meditațiile de după pandemie, iată că ne prinde vara vorbind tot despre educație. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru invitație! Care este schimbarea care vă încântă cel mai tare dintre cele propuse de aceste legi? Să știți că sunt multe schimbări pe care le apreciez și le salut. În primul rând trebuie să vă spun că este un binevenit refresh al status quo-ului din învățământ. Avem nevoie de ceva, ceva care să ne scoată din zona de confort, să clintească puțin inerția asta în care ne aflăm de, iată, de niște ani buni. Sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le remarc acolo. În primul rând, faptul că este prevăzut un buget mai mare. Am văzut acolo un 15% din bugetul consolidat, însemnând probabil concret 4, și ceva la sută, ceea ce oricum este foarte bine, e aproape dublu față de cât avem acum. Sper doar că acești bani să nu se ducă doar în salarii. Este important pentru colegii noștri ca salariile să fie mărite, este fundamental, în mod special pentru colegii noștri mai tineri, profesorii debutanți, dar mi-aș dori să știu că acești bani se duc și în formare profesională, se duc în instituția mentoratului, iată o altă prevedere pe care o apreciez în proiectele de lege pe care le-a anunțat ministrul Câmpeanu ieri. De asemenea, mi se pare important să amintim și despre modalitatea de admitere la liceu. Cu rezerva, aici aștept cu interes să citesc proiectul de lege și mai ales metodologiile de aplicare, admiterea la colegiile naționale s-ar face cumva sub umbrela profesorilor și managementului de acolo, ceea ce naște cumva riscuri ca elevii care intră acolo să fie cei care fac meditații, iertați-mă, o spun foarte onest, să fie doar elevii care își permit să facă meditații cu profesorii de acolo. Nu spun că se întâmplă asta acum, dar există acest risc și principiul echității care a fost enunțat în conferința de presă de ieri, atunci ar fi încălcat și nu cred că e un lucru bun. Aștept cu interes să văd cum anume va fi aplicat această admitere. Zicem de eliminarea mediei de la gimnaziu atunci când vorbim de admiterea la liceu. Erau discrepanțe foarte mari, inclusiv anul acesta, să iei 3 la evaluarea națională și să ai 7-8 poate media la gimnaziu, clar înclina balanța favorabil la admitere. E foarte bine că a fost scoasă această medie și e un lucru pe care l-așteptau mulți părinți, mulți profesori, pentru că ajungeau, de ce să nu spunem foarte deschis, ajungeam la un moment dat să le dăm copiilor note, să le umflăm notele doar de dragul de a avea o medie mai bună care să le asigure o șansă în plus. Nu e în regulă să se întâmple asta. Plus faptul că îi obișnuim pe copii să învețe pentru notă, pentru medie. Asta înseamnă învățământ, asta înseamnă educație, nu. Apropo de învățat mai mult, spun unii că elevii de a 12-a ar trebui să învețe la mult mai multe materii decât în prezent atunci când vorbim de bacalaureat, pentru că ar fi o probă cu trunchi comun care trece prin 6 probe. Aici, să știți că nu mi se pare o idee foarte rea. Dacă e să fim foarte, foarte realiști, în acest moment un absolvent de matematică, informatică de pildă, care s-a concentrat 4 ani în liceu doar pe specializarea respectivă, constatăm că nu are abilități poate elementare în zona asta socio-umană, în zona și e foarte bine ca elevul să știe să scrie, să vorbească, să aibă un discurs coerent, de ce nu să aibă cunoștințe de istorie și de geografie, așa cum și un absolvent de socio-umane i-ar fi foarte util să aibă o gândire matematică, să aibă cunoștințe științifice, măcar la un nivel basic. De ce să-i ducem într-o zonă în care practic cele două filiere, cele două specializări nu au nicio legătură una
una cu alta, așa că nu mi se pare o idee foarte rea. În plus, spargem cumva monopolul acelor discipline care, pentru care se susține examenul la bacalaureat, iar copilul ajunge să învețe strict la cele două, trei materii. Iar nu doar asta înseamnă învățământ. Învățământul înseamnă să aibă o imagine de ansamblu asupra abilităților, competențelor pe care ar trebui să le dețină un elev la sfârșitul unui ciclu de învățământ. Mulțumim tare mult, așteptăm cu mare interes aceste texte. Sunt așteptate ca pâinea caldă astăzi după ce vor fi prezentate în guvern. Așadar, toiul verii, noi vorbim tot despre educație. Așteptăm să vedem și ce se întâmplă la toamnă, când deja știm că vom avea 5 module cu 5 vacanțe. Așa va arăta noul an școlar. M-am obișnuit să spun vorba asta de 15 ani la televizor. Numai părinte să nu fii. A, sunt! Mă duc să plâng aici, pe umărul Biancăi.